Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spunem de aici, din Botoșani, din studioul Rapsodiei TV, la ediția de joi a emisiunii Daruri Muzicale. Sunt Brândușa Covalciuc-Ciobanu, din regia de emisie. Vă salută colegii mei, Radu Huțanu, Mircea Brehăiescu, Cristina Clara Condurache și de aici, din spatele camerelor, colegul meu, Vili Ungurean. Vă invit să ne rămâneți alături, am invitat special în această seară, este și Sfântul Stelian, a fost și ziua unui prieten drag al meu și al dumneavoastră, așadar dacă doriți să intrați în direct cu noi și să felicitați sărbătoriții mei din această seară, puteți suna la numărul de telefon 0903120811. Îi spunem bună seara și bine a venit și îl rog să cântăm un la mulți ani maestrului Cosmiță la Scarache, a cărui zi de naștere a fost zilele trecute. Maestre, un ton acolo, si bemol trebuie. Hai copii! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, ia mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, Cosmiță la Scarache. Pentru tine așa că așa ești tu dulci ca și tortul ăsta. Colega noastră și prietena noastră, Celina Gherghelaș, este ajutorul meu în această seară. Ai și un microfon, Celina. Mulțumesc din suflet. La mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate, la fel și ție, Stelică, da, să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Tu cu mătru meu am venit și anul ăsta, n-am avut încotro, nu? Ia că n-am știut că sunteți cu mătrii. Da, cum să nu, da? Cum să nu? Păi, ia uite, avem și un telefon, nici nu am început să cântăm și... Alo? Hai să vedem cine... Luați loc, vă rog, Celina, poți să vii aici lângă mine. Alo? Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct la Rapsodia TV, cu cine stăm de vorbă? Pintirei Gheorghe din județul Iași, sat Topiri. Ați sunat să faceți o dedicație muzicală cuiva drag. Vă ascult. Nu. Deci vreau un cântec din partea dumneavoastră, că vă urmăresc. Un cântec din partea noastră pentru așa. Cine? Deci, pentru domnul Pintilie. Pentru mine personal. Pentru dumneavoastră personal, toate cântecele din seara aceasta, maestru Cosmiță va cânta imediat. Nu, am un cântec personal. Care este acel cântec pe care îl doriți? Mă vorbește lumea. Eu sunt personal medical de 14 ani. Da. Mă vorbește lumea. O să încercăm. Îl cântăm acum și îl cântă maestru Cosmiță pentru dumneavoastră. Da, pe noi toți. Da? Vă mulțumesc foarte frumos. Vă mulțumim și noi și rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii. Spuneți-i și la mulți ani. Urmăresc emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Bun. Mă zic de sănătate și sărbători fericite. Și dumneavoastră, Doamne ajută. Sănătate multă. Bună seara, stimați telespectatori. Mulțumesc. Să aveți o viață plină de bucurii, domnul Pintilie, și ne bucurăm pentru mulțumesc, că sunteți activ la Rapsodia TV. Mulțumim, domnul Pintilie. Da. Bun, sănătate. Sănătate multă. Și o viață bună. Stimați telespectatori, deci emisiunea Darul Muzicale de la Rapsodia TV este urmărită de multă lume. Ne bucurăm pentru că mulți sunt cei care ne admiră pe micul ecran, sunt mulți care ne mai admiră pe la telefoane, pe la așa, chiar și în viața liberă unde ne mai întâlnesc. Ce aș putea decât să vă spun bună seara, o viață bună, să aveți sănătate. Mă bucur că sunt din nou în fața dumneavoastră, alături de doamna Brândușa, de Celina, de domnul Stelian. Și de nepoții tăi și, care, da, de da. Când noi am văzut prima emisiune, dragi telespectatori, după ce ne-am revenit de la începutul pandemiei, prima emisiune de când am ieșit în fața dumneavoastră a fost cu Cosmiță la Scarache și cu nepoții frumoși ai dumnealui. În această seară, nepoții au venit să-i spună bunicului la mulți ani și să ne arate
cât au studiat ei de când nu ne-am văzut noi în aceste câteva luni și ce cântece noi au învățat. Sunt copii care le place să studieze, le place să învețe, dar ca orice copil le mai place și joaca, le mai place. Normal. Și acum, cum să vă spun eu, când eram eu copil, joaca era la noi altfel, acum la ei joaca e pe telefon, pe internet și pe alte mijloace din astea de comunicare. Dacă am fi avut și noi niște calculatoare atunci, cu siguranță și noi ne-am fi jucat. L-ar fi stricat, siguranță, tata, dacă stăteam așa mult. Dar nici n-aveam timp să stau prea mult. Pentru că tot timpul aveam de... Ba, cu acordeonul, cu vioara, cu școală. Nu, aveam treabă tot timpul. Ca fiecare dintre noi la vremea respectivă. Mă bucur pentru invitația doamnei Brândușa. Mă bucur pentru invitația Rapsodii TV la emisiune. Sunt o perioadă de ani care ne facem zilele așa pe aici. Păi până la urmă rămânem cu amintirile, nu? Da. Dumnezeu știe. Și aș vrea să spun la mulți ani celor cu numele de Stelian. Pentru că astăzi este numele de Stelian. Eu, ziua mea a fost pe 21 noiembrie, dar fiind starea asta așa cum o găsim, trebuie să ne găsim locul, ziua și... Păi am vrut să facem luni, programul maestrului n-a fost, da, n-a coincis cu programul nostru și iată că astăzi bunul Dumnezeu a vrut să fim împreună cu dumneavoastră. Hai să la anul facem pe 32 ianuarie. Mai inventăm o zi, sigur, mai facem o zi. Cum a întrebat odată unul, ce, când cade Revelionul, Cosmiță? Am zis, ei, pe 32. Ce dacă are luna 31, ce da, pe 32 e Revelionul. Așa, fiecare își face lunile cum dorește. Da. Până la urmă. Bună seara și la mulți ani. Eu l-am invitat pe domnul Stelian la ziua da, maestrului Cosmiță, dar nu i-am spus că avem o surpriză și pentru dumnealui. Da, bună seara, vă mulțumesc din suflet, doamna Brândușa, pentru invitație, în primul rând. Mă gândeam într-un timp, băi, cui să începem cu refrenul? Da, cine să trăiască? Da, cine să trăiască? Ăla eu, ăla eu. Tocmai și Stelian, da, s-a nimerit foarte bine, da, vă mulțumesc pentru invitație și pentru tortul frumos colorat și aromat și parfumat și abia aștept să-l devorăm, nu? La pauză, la pauza de publicitate sau după emisiune. Bună seara, da, le spun nepoților că trece vremea și dacă... Bună seara! Noi îi urăm bunicului nostru multă sănătate și vrem să-i călcăm urmele. Doamne ajută, asta e... Bună seara, dragi telespectatori! Aș dori să vă urez o seară plăcută și aș dori să-i urez bunicului meu un la mulți ani foarte călduros și... Eu sper să ajung pe căile cele bune cu el. Doamne ajută! Bună seara! Vreau și eu să-i urez bunicului meu un la mulți ani, călduros, plin de sănătate și bucurii, și să-l țină Dumnezeu mulți, mulți ani lângă noi. Mulțumesc, foarte frumoasă orare, dragi telespectatori, deci ați ascultat pe Anastasia Alexia Lascarache, Ianis Cosmiță Chilimbar și Maria Giuliana Lascarache. Lângă mine este draga mea colegă și uite, n-am știut că este și cumătra lui Cosmiță. Și draga lui cumătră. Deci am nimerit în această seară invitații. Să știți că mai avem invitați la ziua maestrului Cosmiță și a lui domnul Stelian, dar păstrăm distanța așa cum ne cer. Da, trebuie să respectăm regulile, da. Regulile. După ce vor cânta nepoții și domnul Stelian, vor veni ceilalți invitați. Suntem mulți, rămâneți alături de noi. Dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face la orele 22 în această seară, mâine dimineață începând cu orele 10. O să-l ascultăm acum pe maestru Cosmiță, o să cânte maestru Cosmiță mai târziu și mă vorbește lumea pentru domnul Pintilie, care este nerăbdător să-l cânt la... O să-l cânt așa la rece, la... Life, păi life. Nimic nu este mai... Și cred că o să cânt și tu o strofă. Cântă cine poate. Ca să-i facem plăcerea domnului Pintilie. Stimați telespectatori,
cei care sunt fideli acestei televiziuni, noi suntem prezenți tot timpul pentru ei și suntem cu trup și suflet să le facem plăcerea prin dedicații muzicale. Domnul Pintilie, dacă mă urmăriți, uitați, miercurea viitoare, eu, dacă știți sau dacă nu știți, aflați astăzi, eu miercurea sunt la Radio Iași de la orele 18 la 20, la emisiunea Un cântec pentru fiecare. Vă promit că îl veți asculta pe Vadim Gheorghelaș cu cântecul Mă vorbește lumea. O să vă fac o dedicație specială în emisiunea de la Radio Iași miercuri. Iar în seara asta o să vă cânte maestru Cosmiță la acordeon, dar acum să înceapă muzica, pentru că am vorbit cam mult, zboară timpul și nu o să reușim să vă dăruim din suflet pentru sufletele dumneavoastră cântecele aduse în această seară de Cosmiță Lascarache, Anastasia Alexia Lascarache, Ianis Chilimbar, Maria Giuliana Lascarache și Stelian Rusu pentru început. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Sancho. Avem un telefon. Bună seara! Luați loc, copilași. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, dar auzim foarte slab. Noi vă auzim foarte bine. Bun. Deci am dat comandă de un cântec. Acum vi-l cântă maestru Cosmiță. Maestre, mă vorbim. Eu auzi, domnița mea, eu sunt fața televizorului, acum am schimbat. De pe rastozia pierna. Păi da, Piet, nu avem cum să vă facem dedicații muzicale, că nu putem fi, nu ne putem teleporta, suntem numai în locul ăsta. Bun, asta. Am înțeles, cu respect, fermână. Acum vă cântă acum maestru... Acum cântăm, o să vă cânte și doamna Hrândușa. Nu, acum dau și eu. Acum, o leacă, scuzați. Da. Treceam din viață, unde le-aș fi crezut, că de atâta vorbe câte le-am avut. Mă treceam din viață, unde le-aș fi crezut. Bravo, maestre!
Mulțumim, domnul Tintilie. Mulțumesc. Rămâneți alături de noi. Sunteți probabil printre... O seară bună. Și dumneavoastră. Pentru singurii care cântăm la... Oricând sunt adeptul dumneavoastră. Mulțumim frumos! Seară frumoasă! Acum îi ascultăm din nou pe nepoții, virtuoșii nepoți ai lui Cosmiță Lascarache, Maria Giuliana, Anastasia Alexia și Ianis Cosmiță. Vor cânta acum pentru dumneavoastră Por la Cabeza. Și Istor de Amor. Și la Istoria din Amor. Da. Și după aceea un hang. După aia eu. Opriți un pic regia. Rog regia să pună alu Ion Drăgoi să cânte Ianis cu vioara. Ianis,
Am primit aici un mesaj de la o doamnă dragă sufletului nostru, colaboratoare dragă a noastră, doamna Gabriela Munteanu, care ne scrie așa: am crescut cu sunetul acordeonului lângă suflet. Fiecare melodie am învățat-o lângă tatăl meu care ne cânta. Nu concep o melodie populară fără sunet de acordeon. Maestria domnului Lascarache mă trimite în zilele copilăriei mele. Îl iubesc pe domnul Lascarache și îl îmbrățișăm cu drag toată familia. La mulți ani, maestre, să ne trăiți mulți ani. Felicitări tuturor invitaților, ne faceți seara mai frumoasă, Dumnezeu să vă ocrotească cu dragostea sa mare pe toți. La mulți ani fericiți și domnului Stelian. Semnează doamna Gabriela Munteanu și să arăt telefonului dragilor telespectatori cârcotași care spun că sunt cam obrăznicuți așa și mă uit în telefon. Adică nu-mi respect invitații. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet, doamna Gabriela. Mulțumesc tuturor celor care sunt fanii Rapsodii TV și chiar fanii Cosmiță Lascarache. Dar de acum sper că o să fiți fanii lui Ianis, lui Giuliana, lui Anastasia și Stelian. Domnul Stelian, normal, și Brândușa și Celina și toți colegii noștri o să fie alături de dumneavoastră. Dar, stimați telespectatori, aș vrea să vă spun că tot ce am realizat eu până acum a fost chiar și cu ajutorul dumneavoastră, că fără ajutorul dumneavoastră și fără aprecierile dumneavoastră, eu nu puteam realiza prea multe. Într-adevăr, dumneavoastră sunteți cei care ne susțineți, care ne impulsionați, care ne mai și criticați, dar și criticile sunt constructive, așadar mulțumim tuturor celor care ne susțin, care ne apreciază. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru că va veni vremea să-mi iau la revedere de la Anastasia, de la Giuliana și de la Ianis, să vă trăiască bunicul, părinții, să ne ajute bunul Dumnezeu să ne vedem și când veți fi voi mari violoniști, să ne invitați voi pe mine, pe Cristina, pe colegii mei la un concert de-al vostru. Doamne ajută! Până la pauza de publicitate o să-l ascultăm pe domnul Stelian Rusu. Domnul sărbătorit Cosmiță rămâne alături de noi. Vă mulțumim din suflet. Stimați telespectatori, vreau să fac o mică precizare. Acești trei copii, Anastasia, Giuliana și Ianis, sper din suflet cu ajutorul dumneavoastră să continue această muncă a mea care a fost de o viață și sper să aibă ascensiune în ceea ce fac. Îi apreciez din suflet și îi pup din suflet, pentru că până acum n-am prea avut eu așa gânduri de iubire asupra lor. Așa cum când ei spun, studiem. Acum suntem nepoții lui Cosmiță Lascarache, să vină vremea când tu să spui: eu sunt bunicul lui Anastasia sau al Giulianei. Ați văzut când am stat în spatele Ianis lor. Doamne ajută! Așa a fost să fie. Cântă pentru dumneavoastră Stelian Rusu și apoi vom lua câteva minute de publicitate. Mulțumesc. Din busuioc, șerera, tererera, mulți au adunat la joc, șerera, tererera. Pitoloacă-i voie bună, șerera, tererera, mândrai cu baria din mână, șerera. Loluatit-i la joc, se bată talpa cu foc, dar el s-o cam rușinat, fiind însurat. Loluatit-i la joc, se bată talpa cu foc, dar el s-o cam rușinat, fiind însurat. Joacă mai băieții fata, hai și la stânga și la dreapta. Vlagă, șerera, tererera, când te aud tarim, ești dragă, șerera. Și tu-ți scrii pe tot așa, șerera, tererera, că bănuță-i capa ta, șerera.
așa-i jocul printre cutia, așa tot pe bătutii, cu fetii și cu flăcări, așa cutii doi. Așa-i jocul printre cutia, așa tot pe bătutii, cu fetii și cu flăcări, așa cutii doi. Bate doba să răsuri, hai să facem curaj la lumii. Mândra mea-i jucă ușă, șarera, tererera, nu stă numai după ușă, șarera, reda. Când jucăm ca noi nu sunt, șarera, tererera, sari colbul din pământ, șarera, reda. Că așa-i la veselie, voia bună trebuie să fie, ia strângat și chiuiți, jocul să-l porniți. Că așa-i la veselie, voia bună trebuie să fie, ia strângat și chiuiți, jocul să-l porniți. Hai da, hai după dobaș, jocul ăsta să nu-l lași. De când am venit la joc, șerera, tererera, n-am prea stat lumii pe loc, șerera. Cu mândră am tot jucat, șerera, tererera, n-am băut nici n-am mâncat, șerera. Jucat că mi-o tihnit, că mi-e drag unde-am venit, și lumea-i cu voie bună la joc se adună. Am jucat că mi-o tihnit, că mi-e drag unde-am venit, și lumea-i cu voie bună la joc se adună. Cine-i mult avea ca mine, ai joc-o știi tare mine. Și-n gura din locul tașii, că așa-i viața și-i tașii, hop-hop și-așa, măi! Și până la școală m-o legănat mama-n toală. M-a învățat hora străbună, limba noastră cea română. M-a luat cu ea la muncă să câștig pâinea cu trudă. M-a certat de greșit și cu drag m-a sfătuit de mă. Cine pleacă în lumea mare, norul de țară-l doare. Dorul de părinți de glie, de a noastră Românie. Și-am plecat printre străinii, mă. Ca un pui mi-am lăsat cuibul și-am plecat, unde mi-o fost gânătul. Mama suspina-n cuvinte, rostea rugăciunea sfântă. Mă strângea cu drag în brață și-mi dădea sfânta povață. Cine pleacă în lumea mare, dorul de țară-l doare. Dorul de pământ și glie, de a noastră Românie. Suferința străin mi-am crescut fetița. Târziu m-am întors acasă, n-am găsit mama la masă. Lacrimi au brăzdat obrazul, cu suflet mi-am plâns necazul. Am greșit, n-am ascultat sfatul mamii ce mi-o dat, mă. Cine pleacă în lumea mare, dorul de țară-l doare. Dorul de părinți de glie, de a noastră Românie. Dorul de mamă și tată, de copilăria toată. Că nimic
Mulțea nu-i mai scump ca mama și-al tău pământ, măi. Așa toată lumea spune jocul de mine, să țini jocul de mine, să țini, uite așa, așa, așa. Și nu zic că n-au dreptate, că mi-i drag când doba bate, că mi-i drag când doba bate, tot așa, așa, așa. Dar asta la mine acasă, dar scripcarii nu mă lasă, dar scripcarii nu mă lasă, uite așa, așa, așa. Că tot zic cu strunile, și mă frică-l căile, și mă frică-l căile, mă tot așa, așa, așa. Zii, bă, că pe strunii scripca cântă, îi rămân din lumea mută și mă liga din facută. Să joace satul și săracul și bogatul și săracul și bogatul, uite așa, așa, așa. Că bogatul joacă rău, că mânca așa mui greu, că mânca așa mui greu, tot așa, așa, așa. Dar săracul joacă bine, că băura chiu de pruni, că băura chiu de pruni, e ca așa, așa, așa. Și vin dintr-un poloboc și nu-i oseni din loc, și nu-i oseni din loc, măi, tot așa, așa, așa. Zii, bă, strângă gură și nu sta, că ce vrei ai capata, din nimica n-ai răbda. Când scrip la zi și într-una mi-o sări din capășula, mi-o sări din capășula, uite așa, așa, așa. Și-o sărit în cheia parte, cât de acolo doba bate, cât de acolo doba bate, tot așa, așa, așa. Vini mândra după mine, când mă vedi că joc bine, când mă vedi că joc bine, uite așa, așa, așa. Că eu știu cum șări treaba, nu vine mândra degeaba, nu vine mândra degeaba, uite cam așa. Zii, bă, săptămâna și-o trec, mai nimica n-am făcut, doar cu mândra m-am iubit. Struna bună-i locul și mândra bat-o norocul, și mândra bat-o norocul, uite așa, așa, așa. De-o-i avea atâta bine, oi vini la joc și mâni, oi vini la joc și mâni, tot așa, așa, așa. Și-mi place la veselie, dar și mândri cât și mie, dar și mândri cât și mie, uite așa, așa, așa. Dar mi-e drag o lume multă, pe unde scripcarii cântă, pe unde scripcarii cântă, tot așa, așa, așa. Zii, bă, hai da-mi tu și pe saltat, din joc nu mă dau plecat. Niciodată în loc n-am stat, dar tot nu m-am săturat. Ho, ho, și așa mai.